Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi îți oferim împreună catalogul Avon, campania 17, campanie în care începe pe data de 28 noiembrie și se termină pe data de 26 decembrie. După cum am zis și în ofertele pe care le-am răsfăit în videoclipul anterior, cred, dacă vreți să faceți cadouri de Crăciun de la Avon, aceasta este campania în care trebuie să dați comandă ca să vă vină. Pentru că următoarea o să înceapă pe data de 27 decembrie și nu prea mai are niciun farmec. Bun, haideți să vedem ce avem aici. În primul rând, oferte de toate felurile. Deci, efectiv, de toate felurile. Aici ar fi ceva de genul 24 de zile de Crăciun sau advent calendar, dacă vreți să vă faceți voi și să vi le luați pe toate, vi le împăturiți, vi le ambalați, faceți ce vreți cu ele. Cam așa ar fi așa zisele oferte. Ce mi s-a părut mai interesant este această mască spumă la 15 lei. Și restul produselor nu sunt la cel mai bun preț posibil. Aici aveți un today, dar țineți cont că este 30 de mililitri și costă 36 de lei. Pe pagina aceasta, cel mai bun preț din an, 16 lei în campania 1, deci cred că trebuie să dați comandă de o anumită sumă din acest catalog și în campania 1 o să puteți beneficia de produse bune, adică de prețuri bune începând cu 16 lei. Este o ofertă în acest catalog. Dacă vă comandați produse în valoare de 100 de lei de la paginile 1 la 47, deci din această broșură, primiți un tichet, îl răzuiți, introduceți codul și puteți câștiga 12.000 de euro. Dacă câștigați și câștigați, mulțumită mie că v-am zis eu, dați o bere, da? Sau mai bine zis un suc. Bun, avem ca și în catalogul anterior foarte, foarte multe cadouri deja ambalate în cutii din acestea simpatice, așa că dacă vreți să faceți un cadou și nu aveți inspirație, cred că acestea sunt o variantă bună. Sper să se vadă ok, să se vadă bine. Dacă aveți nevoie de codul sau ceva, spuneți-mi și vă ajut cu drag. Avem și variante pentru el. Și produse de machiaj. Au reapărut spumantele acestea de la Avon. În fiecare an reapar și de fiecare dată au un ambalaj foarte drăguț și foarte simpatic. De data aceasta avem variantă cu prune și variantă cu ceva fructe de pădure. Oricum, acesta cu prune miroase foarte bine, dar foarte, foarte intens. Seturi cu 20 de lei. Avem desigur și pentru bărbați, ca să nu plângă și să spună că vai de mine că pe ei nu iubim. Pentru copilași, pentru fetițe, dacă le place de personajele din Frozen, mă scuzați, eu neavând copii nu prea cunosc, știu că este Elsa și, da, prințesa Anna. Uitați aici, ca să știți și voi. Dar avem și variante pentru băieței. Oferte de Crăciun. O aromă cu 46 de lei, a doua aromă cu 20 de lei, deci asta ar însemna 66 de lei, 33 de lei per bucată și ținând cont că avem Trezel, care este un parfum bun, la prețul acesta avem și un Persiv, care la fel prețul este foarte bun, eu zic că merită. Avem desigur și variante pentru bărbați, dacă vă interesează. De asemenea, aici este o ofertă și mai bună. Oricare aromă cu 60 de lei și oricare a doua cu 30 de lei. Deci asta înseamnă 45 de lei per parfum. Și ținând cont că aici avem un
Life by Kenzo. Eu cred că este o ofertă foarte bună. La fel avem varianta de la Today Tomorrow Less de 50 de mililitri și să luați cu 45 de lei. La fel. Variantă foarte, foarte bună. Ojele 2 cu 18 lei. 9 lei bucata, deci nu este cea mai bună ofertă. Accesorii. O rochiță care arată destul de interesant, dar nu știu cum ar fi aceste paiete. Era să le zic pavele, deci vă dați seama cam pe unde mi iese mie capul. Deși aceste cataloge sunt mai groase și au mai multe foi, așa de greu este să le răsfoiesc, pentru că pur și simplu nu stau paginile acolo, după cum vedeți. Vor să fugă. Maxima și Maxim. Sunt la ofertă la 79 de lei setul. Pentru varianta pentru bărbați este cu gel de duș și balsam după ras, iar varianta pentru femei cu loțiune de corp și nu parfum. Nici nu știu cum să stau să se vadă mai bine, dar da, și nu mai vrea să mai stea. Ok. Dacă lucrurile merg atât de bine de luni, înseamnă că am pornit foarte bine. Deodorantele sunt la 11 lei și mini apele de parfum tot la 11 lei. Și loțiunile de corp sunt la 9 lei. Stau să fie așa un videoclip mai atipic. Din păcate. Rujul lichid, varianta mată, un ruj cu 23 de lei, al doilea cu, deci oricare două cu 33 de lei, deci asta înseamnă 16 lei 50 pe bucată. Și vă dau așa mai de aproape să vedeți codurile. Avem și niște nuanțe noi. Dacă ar vrea să și focalizeze, le-ați vedea și voi. Ok. Palețele de machiaj. Prețurile mi se par a fi destul de mărișoare. 140 de lei o paletă de machiaj cu, nu știu câte sunt, 2, 4, 6, 8, 10, 20, aceasta de aici. Se pare puțin cam exagerat, zic și eu. Azi că v-am zis că astăzi nu vrea catalogul să stea. Adică cu 140 de lei vă luați o paletă cu mult mai multe culori și cred că și mult mai calitativă. Cum am zis, astăzi nu se aliniază. Bun. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Atât timp cât vrea catalogul să stea și să țină cu noi. Set de luciu de buze și creion pentru buze la 16 lei. Și mai avem un ruj și mascara la 23 de lei. Vă dau așa mai de aproape să vedeți codurile.
Avem deja și accesorii. Da. Vedeți că se pare că vrea să stea. Nu știu cât, dar se pare că vrea. O rochie elegantă la 120 de lei. Este foarte frumoasă culoarea, cu toate că pe cameră pare mai turcoaz. Ea bate un pic mai în verde. Culoarea e adevărată. După cum puteți vedea, majoritatea ofertelor sunt bazate pe seturile cadou. Restul prea puțin, prea puține oferte bune. Gama Mission, dacă vă interesează, eu cred că v-am mai zis că nu am încercat încă nimic de la ei, deși am două mostre în baie care așteaptă, încă nu n-am apucat să încerc nimic. Gelurile intime sunt la 9 lei bucata. S-a lansat gama aceasta cu avocado, păcat că nu are pagină parfumată, să încercăm și noi să vedem cam cum ar mirosi. O nouă mască, este mască individuală cu strat dublu Platinum Glow. Teoretic ceva gen mască șervețel, dar presupun că este așa o variantă mai gelatinoasă, așa gen un latex, un cauciuc, un ceva. Aici aveți codul dacă vă interesează. Și s-a dus. Da? Ce vă ziceam eu de astfel de cataloge? Bun, a revenit unde trebuie. Nu știu cât o să stăm aici, dar a revenit. ‎20 de lei varianta de 100 ml, de 1000 ml, mă scuzați, de spumant. În catalogul anterior a fost la 16 lei, parcă, sau 15, parcă 16 era. Un produs cu 10 lei, oricare două produse cu
14 lei, asta înseamnă 7 lei pe produs și puteți să alegeți între geluri de duș, loțiuni de corp sau spray-uri de corp. 26 de lei setul de 5 produse, mod normal este 30 de lei, dar acum s-au gândit ei să facă așa o reducere mai mare. Sau varianta pentru bărbați cu doar 4 produse, acesta este tot la 26 de lei. Dacă dați comandă de un gel de duș mare, aici aveți codurile la fiecare, varianta aceasta de 720 de mililitri cu pompiță, la 17 lei, primiți gratis un gel de duș la 250 de mililitri, aici aveți și codurile. Un produs cu 6 lei, 2 cu 9 lei. Tot în cutiuțe simpatice sunt și gamele acestea de la Encanto. Și avem și o variantă nouă cu pară, floare de bumbac, mă scuzați, și cu vanilie. Oricare produs la prețuri speciale de iarnă. Normal, din câte văd, cel mai mare preț ar fi 7 lei, 8 lei, mă scuzați, cel mai mic ar fi 5,99, 6 lei. Desigur și câteva produse din acele seturi, cadou, că vă ziceam că sunt multe. Pe ultimele pagini, noile rujuri Marc Prism. Cam acestea sunt nuanțele și aveți și codurile pentru ele. Din câte văd aici sunt niște rujuri foarte, foarte strălucitoare. Rezistență îndelungată. Nu știu cât ar rezista. Cel puțin aici bine că spune ore în șir, deci nu spune că 10 ore. Gen și 2 ore. Dacă sunt 2 ore, sunt în șir, ore în șir. Corect? Corect. Bun. Avem și niște oje. Și aici avem nuanțele și mie mi se pare foarte simpatică a fi aceasta, Amplified. Bine, și verdele arată bine, dar aceea chiar arată, cred că este aceasta de pe unghie. Așa că, 11 lei dacă vă tentează și pe voi. Pe ultima pagină, Passion Dance, spray-ul de corp la 11 lei și apa de toaletă la 21 de lei, dacă vă tentează și aici așa un mini preview la catalogul 1. Campania 1 din 2020, wow, era să zic 2019. Desigur, când o să plasez pe 26 comandă din acest catalog, o să vină și acea broșură. Până atunci, îmi pare rău, chiar nu pot să vă arăt. Sper că v-a plăcut și acest videoclip. A fost așa un pic mai mult mai atipic, pentru că în asta catalogul, eu sunt foarte obosită, lumina nu știu cum a fost, dar totuși sper că v-a plăcut și l-ați găsit util. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!